Școala Academician Marin Voiculescu, Sfântul Gheorghe și unitățile de învățământ din Slobozia, Malul și Vedea au demarat în urmă cu câteva luni un proiect educațional numit Minunata Copilărie. În cadrul proiectului, elevii școlilor implicate au desfășurat diferite activități creative și educative. Pentru că astăzi programul a ajuns la final, profesorii coordonatori au marcat ziua cu lansarea unei reviste ce cuprinde opere literare scrise de elevi, precum și activități derulate în cadrul proiectului. În urmă cu câteva luni am demarat un proiect educațional între mai multe școli, școala noastră Academician Marin Voiculescu, școala Sfântul Gheorghe, școala din Slobozia, din Malul și din Vedea. În cadrul acestui proiect am desfășurat diferite activități și astăzi încheiem acest proiect cu lansarea revistei Minunata Copilărie, care cuprinde creații artistice și artistice ale copiilor și de asemenea în partea a doua revistei prezentăm aspecte din activitățile desfășurate în cadrul proiectului. Astăzi copiii vor primi, după muncă și răsplată, premii speciale oferite de către Cenacul Luceafărul, cu care suntem parteneri. Vor fi înmânate de doamna Dunia Pălângeanu, președinta Asociației de Tineret Ion Vinea și, bineînțeles, coordonatoarea Cenacului, premii speciale constând în diplome și cărți. Evenimentul de lansare a avut loc în sala de festivități a școlii numărul 8. La lansarea revistei Minunata Copilărie au participat elevi din cadrul școlilor implicate în proiect, precum și reprezentanți ai Bibliotecii Județene, Centrului de Conservare a Tradiției Populare și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean. De ce ai venit astăzi aici? Ca să pot să învăț și eu despre lumea copiilor. Ai scris și tu în această revistă? Cam da. Și nu ești emoționat? Astăzi totuși se lansează o muncă de-a ta. Da, e adevărat. Vei continua să mai faci acest lucru? Da. Eu am venit pentru că să văd proiect. Ai muncit și tu la acest proiect? Puțin. Și cum ți s-a părut? Frumos. Eu că sunt pasionată de scriitori. Ai muncit și tu la acest proiect? Nu. La acțiunea culturală au fost prezenți și doi invitați speciali, scriitorii Dunia Pălângeanu și Petre Crăciun. Aceștia nu au venit însă cu mâna goală. Și suntem astăzi împreună la o manifestare deosebită de suflet, aici la Școala Academician Marin Voiculescu, unde este partea finală a unui proiect educațional numit Lumea Minunată a Copilăriei și se lansează această revistă Minunata Copilărie, în care vom găsi creații literare și plastice al unor copii talentați din municipiul și județul Giurgiu. Premiile primite de elevi au constat în diplome de merii și cărți de povești. De asemenea, copiii care au realizat creații literare atât în versuri cât și în proză au fost răsplătiți cu premii speciale.